Noul sediu al grădiniței cu program prelungit numărul 2 din orașul Hațeg și-a deschis astăzi porțile pentru cei 86 de prichindei care își petrec aici mai bine de jumătate de zi, în timpul săptămânii. Atât cei mici cât și părinții lor au admirat camerele mari și luminoase, mobilierul nou, precum și grupurile sanitare cu dotări potrivite pentru cei mici. Este o investiție de aproape 2 miliarde de lei vechi și este din bugetul local și din banii liceului și putem să spunem că începând de astăzi copiii au unde să învețe în condiții foarte bune, să se joace în condiții foarte bune, să mănânce, pentru că este o grădiniță cu program prelungit. Părinții au unde să-și lase copiii de dimineața și până când vin de la servici și atunci trebuie să le asigurăm condițiile cele mai bune. Cele 5 stări de clasă în care își desfășoară dimineața activitatea cei mici au și rol de dormitor, pătuțurile fiind camuflate în dulăpioare lângă perete. Sala de primire în care sunt preluați dimineața copiii după ce își lasă hăinuțele în vestiar poate fi transformată pe timpul zilei în sală de sport sau pentru activități libere. Bucătăria, dotată după normele europene, se deschide în sala de mese, unde copiii servesc micul dejun, prânzul și o gustare după orele de somn. Beneficiile sunt enorme față de ce a fost în spațiul celălalt. Acolo spațiul era total impropriu, nu aveam nici autorizație de funcționare. Erau foarte înghesuiți în sălițe mici, cu trecere dintr-o sală în alta. Băile erau total improprii, puține și neadecvate pentru copiii de grădiniță. Și mai ales clădirea era o clădire care nu ne mai aparținea, era o clădire retrocedată în care nu puteam interveni că nu avea rost. Aici spațiul este foarte generos, am gândit spațiul ca să funcționăm de la anul viitor cu 5 grupe și să venim în sprijinul părinților, pentru că asta era o problemă în fiecare toamnă, nu puteam primi copii la grădiniță cât ar fi dorit părinții la program prelungit. Atât copiii care se bucură de noile jucării și spațiile mari de joacă, cât și părinții sunt încântați de noua locație a grădiniței. Noi venim pentru prima dată aici și ne pare totul foarte frumos față de dincolo. Bine, nici dincolo nu avem foarte multă experiență pentru că copilul meu abia este în grupa mică, dar condițiile de aici sunt foarte frumoase. Spații mari, mobilier nou, curățenie, un lucru foarte bun pentru oraș. Chiar era necesar în condițiile în care locurile erau foarte puține înainte, erau destule probleme cu spațiile de somn. Erau, acum e mult mai bine și ne bucurăm și mulțumim pentru această ocazie. Știu că se chinuie de foarte multă vreme să realizeze acest proiect și le mulțumim încă o dată. Deoarece s-au mutat de puțin timp în casă nouă, administratorii clădirii mai au mici detalii de pus la punct la interior, ca în orice spațiu nou. Pentru anul viitor, obiectivele ar fi amenajarea exteriorului, a spațiilor de joacă, parcul de tobogane și reabilitarea gardului înconjurător.